Zonele afectate de cutremurele din Gorj din ultimele 3 luni de zile vor fi analizate de experți din Islanda. Aceștia vor să afle cauza seismelor din regiunea Olteniei și să verifice dacă resursele de apă termală din zonă pot fi exploatate. Gabriela Mladin, corespondent Antena 3 CNN, ne oferă toate informațiile despre această analiză a experților străini. Gabi, te ascultăm! Bun găsit, ministrul infrastructurii din Islanda a comunicat autorităților române în cadrul Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei că pune la dispoziție expertiza specialiștilor din Islanda pentru analizarea situației seismice de la Gorj. Specialiștii din această țară se pot deplasa în teren, mai exact în localitățile unde au fost epicentrele, pentru a cerceta fenomenul. În cadrul unei adrese înaintată prefecturii Gorj se precizează exact în ce constă această cercetare, siguranța seismică și posibilitatea folosirii energiei geotermale, adică energia obținută din căldura aflată în interiorul pământului. Apa fierbinte și aburul captate în zonele de activitate vulcanică și tectonică sunt utilizate pentru producerea electricității. În acest moment, autoritățile române analizează această solicitare venită din partea statului islandez. Reamintim, din 13 februarie anul acesta și până în prezent, la Gorj au avut loc peste 2100 de cutremure, cele mai mari de 5,2 și 5,7 pe scara Richter, au produs pagube materiale la sute de clădiri.